Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog în care o să vă arăt proiectul la care lucrăm în prezent. După cum bine știți, eu sunt pasionat de ARO M461 și în spatele meu avem chiar un ARO 461M fabricație 1965. Este producția civilă, tablă proastă, material prost. Haideți să vedem despre ce este vorba. Avem caroseria la care am lucrat ceva timp. Nu este pregătită, nu este terminată datorită faptului că nu am putut scoate șasiul cu roțile și asta datorită faptului că nu am găsit niște piese pe care trebuia să le montez anterior la punțile de față. Șasiul cu foile de arc, puntea fixă și pe spate mai avem decât roțile montate. M-a ținut puțin în loc pentru că aveam nevoie de diferențialul față și diferențialul spate. Mașina a venit cu un motor de 3200 de Brașov. O să vorbim despre subiectul ăsta mai târziu. Noi o să-i montăm un motor de 2500 benzină, motor original L25. Avem aici o planetară de față. Asta este o manivelă de pornire. În afară de electromotor, aceste motoare porneau cu așa ceva. Și o să vedem mai târziu cum procedăm cu pornirea cu manivela. Mai avem tamburii, mai avem cilindrii de frână, despre care o să vorbim mai târziu. Cilindrii foarte proști, pe care i-am schimbat cu ceva mai nou, mai performant, dar care mi-a luat ceva timp până am reușit să-i găsesc. Din nou caroseria, la care am lucrat în partea de sus foarte, foarte mult. Deocamdată nu-mi permite lumina să vă arăt. Mai avem aici cutie de viteză originală. Ieșire tracțiune față, ieșire tracțiune spate. Ferodourile față, porfuzeta, rulmentul, o carcasă de ambreiaj. Puntea demontată, după cum se vede. Foile de arc specifice anilor de fabricație, carcasa omocineticii. Avem aici și oalele omocineticilor. În astea o să intre planetarele și cu pivoții. Mai avem un diferențial de spate care este pierdut, din păcate. Dinții sunt compromiși datorită reglajului prost pe care l-a făcut cine l-a făcut. Avem un joc foarte mare în el aici în spate și mai avem un aparat de sudură cu argon cu care am lucrat la caroserie. Vedeți, am lucrat destul de mult. Toată partea asta a fost schimbată cu toată partea asta. Partea de jos la fel a fost schimbată și în partea cealaltă la fel. Partea din spate a fost schimbată. Cam așa arată din exterior. Aici mai avem de lucrat. Mai avem de curățat, mai avem de îndreptat. Desigur, este foarte, foarte mult de muncă și lucrez aproape singur la caroserie, la sudur, la chestii. Pe partea de mecanică mai mă ajută și tatăl meu, dar pe partea de tehnicigerie, pregătire, vopsitorie, o să lucrez eu singur. O să trebuiască să mai cumpărăm câteva piese pe parcursul restaurării, dar sper să găsim și să găsim ceva de calitate. Mai avem o oală de față, levierul de direcție, pivoții de față, cam așa arată un pivot de față de IMS-ul. Mai avem încă un diferențial față, avem și la asta un dinte rupt. Avem piese peste tot, mai avem și afară
de pe partea stângă, butuc, planetară, pivoți, carcasă omocinetică, taler, frână, porfuzetă. Avem și aici un diferențial de spate, l-am cumpărat de la cineva. Este bunicel, dar avem și la asta aici o mică ciupitură. Se poate folosi. Roțile de față, americane, Goodrich-uri. Aici avem o carcasă de la cutia de viteze din interior. Aici avem grila de față, două uși, o capotă, o rama de la ușa din dreapta. Ce mai avem aici? Aici avem radiatorul. Contra aripile avem ușa de dreapta. Mai avem aici ușa de stânga. Oblonul de spate și aripile față. Avem foarte multe piese, sunt răspândite peste tot. Aici avem motorul. Cred că se vede bine motorul cu care am cumpărat această mașină. Este un motor de Brașov de 3200. Vedeți cam cum arată. Destul de paraginit. O să vă arăt că acest motor chiar pornește. Chiar pornește. O să vă arăt în clipul următor. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Cam astea sunt piesele pe care le avem la dispoziție în prezent. Duminică o să trebuiască să mă duc să cumpăr diferențialele de față și cel de spate. Iar după aceea o să începem să punem osul la muncă, pentru că am rămas destul de mult în urmă. Nu uitați, vă abonați pentru a vedea cum arată un motor original pe benzină pentru acest Aro M461. Îl avem, este aproape nou, arată impecabil. Stați aproape, nu uitați să vă abonați. La revedere!